Avem președinții forumurilor locale din județul Bacău, domnul președinte Alfred Caip, de la București, pe care îl invităm, domnul președinte de la forumul din Mănești, domnul Briț, iar de la forumul nostru frate din Piatra Neamț, președintele Max. Vreau să vă fiți. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Ce scuze că am întârziat, dar drumul la București se pare că nu e de simplu, deși un drum drept e mai greu. Întrucât avem și invitați de la alte minorități, să vorbesc în limba română. Doresc să vă salut în numele președintelui Forumului Regional, domnul Claus Fabricius, și să vă spun că mă bucur că ați venit din nou în număr atât de mare, că de fiecare dată când Forumul Bacău vă invită. Deci răspundeți cu o mare plăcere. Și eu, că de fiecare dată sunt o mare plăcere aici la dumneavoastră, mai ales că nu sărbătorim numai întâlnirea devenită deja o tradiție a germanilor din județul Bacău, ci ceva mult mai important, astăzi aniversăm 10 ani de existență a formației noastre care ne prezintă peste tot, Zweipuls, o să vorbim un pic și despre asta. Exact. Doresc deocamdată să salut și pe doamna consilier, să-i mulțumesc pentru că a venit, și pe domnii președinți de la unele celorlalte minorități. Noi întotdeauna colaborăm bine pe orice plan, și la nivel central, și în județe, și ca atare vă mulțumesc că ne faceți onoarea să fiți de față. De asemenea, salut, bineînțeles, pe domnii președinți, domnul Todașă, domnul Daiflu, Briț din județul Bacău, dar și pe domnul Max din județul Neanț. Din păcate, domnul Buholță de la Forumul Românești n-a putut să vină, de aceea este bolnav. Salut și formațiile care sunt astăzi prezente. Edelweiss de la Piatra Neamț, o să-i vedem, o să auzim mai târziu. Și de asemenea, trupele de dansuri, Sonnenschein de la Mănești și Ringle Night de Bacău, care de fiecare dată se bucură cu evoluțiile lor. Și sigur vă salut pe toată lumea, dar cu voia dumneavoastră aș vrea să-mi permiteți, ca un favor personal, să mai salut pe cineva, respectiv pe prietena mea pe care am adus-o din Republika Cehă, Alena Tirmešová, care a venit aici cu noi. Să vadă cum se vedează Forumul German, aniversările sale, este în același timp și profesora mea de limba cehă, așa că... Uite, Alenco! După ce o să-i rog pe domnii președinți să spună câteva cuvinte, aș vrea să vă spun o poveste despre Zwei plus Zwei, dar nu înainte de a mulțumi în mod special două persoane care m-au ajutat pentru surprizele de astăzi, pe care o urmează. M-au ajutat în mod special și pe ascuns, deci numim complicii mei, și anume familia la Brunhubă, Mihaela și lui, mulțumesc pentru ajutor și pentru ajutor. Domnul Gai, vă rog frumos, da, pe bucușile, Bacău, bucușile, înainte de alfabetic, așa. Mulțumesc frumos pentru invitații care trebuie să întâlcăm niște câștigare deosebite. Am mare emoții că aștept atândată cu acest prilej, pentru că mă întâlnesc cu persoanele care le cunosc de foarte mulți ani, cu peste 25 de ani, și este o plăcere deosebită să ne întâlnim în cadrul așa festiv. Ne bucurăm de performanțele avute până în prezent și de toate rezervele care m-au plăcut. Încercând să memorez ce am făcut împreună, am constatat că avem multe acțiuni foarte frumoase, care au avut mare trecere la public, este vorba de aniversarea a 20 de ani, a 25 de ani, acelui duplex Bacău București, și nu în ultimul rând este vorba de realizarea unei materiale de comunitatea germană din județ și chiar de nașul București. Sper să continuăm această colaborare fructuoasă și să avem în continuare rezultate în aceasta este mică noastră. Vă mulțumesc să vă mulțumesc. După cum observ, astăzi este o zi importantă pentru formația Zwei Plus. Aș vrea să-i felicit pentru tot ce au realizat până acum și le doresc și în continuare să meargă cu același aplom. Eu, după cum știți, provin și primii mei pași în forumul german au fost la Bacău. De aici am plecat la Piatra, unde am pus bazele forumului din Piatra, fiindcă eram deja o grupă destul de mare care făceam naveta Piatra-Bacău. Cunosc foarte mulți dintre membrii forumului Bacău, dintre cei care sunt cu state vechi în această organizație, poate cei mai noi în forumul Bacău nu știu treaba aceasta, dar legătura noastră cu Bacău este de la început. Și sper că această legătură să se mențină în continuare și alături de dumneavoastră să avem o colaborare în continuare atât de frumoasă ca până acum. Mulțumesc și la mulți ani și lucruri de succes! Îmi pare bine să mă aflu din nou în mijlocul noastră, să vă spun câteva cuvinte despre activitățile de forumul Mănești. Pe lângă cele curente, trebuie să menționăm un fapt deosebit. Orașul Mănești, municipiul Mănești, a fost declarat stațiune și în urma acestei hotărâri, care a fost obținută încă de primarul, care acum este ministru în Parlament, o avansat repede, am o colaborare cu formul Mănești, cu formul, în general, cu mine personal, pentru a găsi un oraș turistic în Germania cu care să ne împrietenim. Și am tradus o serie de prezentări ale Măneștiului, o serie de aspecte, ca să găsim cu ajutorul cunoștințelor pe care le are formul. Aici cred că o să apelez și la organele superioare, așa, ca să găsim la un oraș prieten turistic în Germania, ca să putem organiza mai bine din nou stațiunea Mănești. De asemenea, trebuie să știți că trupa Jonas Schneider a mai evoluat foarte mult. Avem o nouă generație, o parte din elevii care am avut clasa 12 și au fost înlocuiți cu alți elevi, care au obținut aceste lucruri în urma concursuri foarte severe. Că sunt foarte mulți care au vrut să facă parte din această trupă și în urma unei selecții care am participat și eu de câteva ori, am reușit să obținem o trupă care este valoroasă, avem și echipe teren de rezervă. Prezenți aici nu sunt toți, pentru că sunt o parte solicitați prin alte țări, deci să reuniți, ajungi prin Moldova și în alte locuri. O să vă povestească poate doamna Popa, mai precis. Iar ca activități, un fapt deosebit a fost deplasarea în Banat. Cu ajutorul doamnei Gobliș și cu ajutorul primăriei Mănești, am reușit să facem o excursie pe o săptămână în Banat, unde au vizitat sediul Forumul din Banat. Am vizitat multe locuri, acolo am participat la o festivitate în comuna Lenohan, care a semnat o prietenie cu un comună din Germania. Au prezentat acolo dansul, au avut mare succes și în urma acestui succes au primit o invitație de a merge în Germania. Încă n-a sosit invitația mai exactă, dar sperăm că totuși vom merge și până în Germania, pentru că cei de acolo au cam uitat să danseze. Ei au venit cu niște dansuri moderne, dar dansurile tradiționale nu se mai fac. Toți șlavii și sașii care au plecat fac aceste dansuri acolo. Da. Mă bucur că formația Zwei a împlinit o vârstă frumoasă și trebuie să spunem că sunt și de nota 10. Nu numai 10 ani, dar merită nota 10. Ca urmare, eu am pus această notă, fiind profesor, am trecut aici pe... o mică întărire ca să rezistați și 11 ani acolo, să vă punem această întăritură și să trăiți sănătoși încă mulți ani de aici acolo. Vai? Vedeți, vai! Edelweiss, Ringle Night și Zornishnein vor participa la sfârșitul lunii mai la București la a doua ediție a întâlnirii interregionale a formațiilor muzicale și de dansuri. Prima ediție, vă țineți aminte, a fost acum 2 ani la Piatra Neamț. Și toți au confirmat, deci că vor veni. Spectacolul se va desfășura pe scena Muzeului Satului din București, cu public numeros, deci sunt convinsă că vor avea succes de fiecare dată, iar vreau să-l completez un pic pe domnul Briț. Sonnenschein a mai participat anul trecut și a reprezentat forumul regional din regiunea asta carpatică la întâlnirea formațiilor de tineret ale forumului german, care s-a ținut la sede și a avut și acolo o participare de excepție, au primit rezultate pozitive despre cum s-au prezentat. De asemenea, au mai fost prezenți și la întâlniri organizate de Departamentul pentru Relații Interetnice, reprezentând minoritatea germană la București. Deci le mulțumim și ne bucurăm că există generații de următoare, la fel cum există și la Mindenheim și chiar și la Edelweiss și la Zwei, de-aia se cheamă Mal Zwei. Să revenim și să vă spun o mică poveste. Unii dintre dumneavoastră, sau poate mai mulți, vă aduceți aminte că în 2007 ne-am întâlnit la Slănic Moldova, la o manifestare organizată de Forumul Bacău și de doamna președintă de atunci, doamna Gertrucincă, care se află aici de față cu noi. Și atunci eu eram proaspăt director executiv, ca să spun așa, și am venit să văd ce se întâmplă, să cunosc oamenii și am văzut așa pe scenă două siluete care montau o orgă pe acolo și microfoane, se luptau cu ele și mă întrebam ce va mai fi și ce se mai întâmplă pe aici, ia să vedem. Cele două siluete, între timp, au devenit cunoscute. Era vorba de domnul Todașă și de domnul Schneider, care, cu pași mici, au început atunci cu formația Duo Zwei. Sigur, ne-a plăcut la toată lumea, a fost extraordinar, m-au cântat și am zis, haideți să continuăm, să începem să-i dotăm. Exista deja la Piatra Neamț, grupul Edelweiss, de ce să nu avem și în altă parte. Și așa am început să-i trimitem și pe ei să ne reprezinte. Cred că este una dintre puținele formații din România, să zicem, care a schimbat atâtea nume de-a lungul anilor, încât uneori nici nu mai știm cine sunt. În 2009 au cooptat un nou membru. Întotdeauna spun cu plăcere că a fost acel plus de valoare, de-aia am și spus mai plus, domnul profesor Jonas Schneider. acestor organizator care a șlefuit grupul, i-a ridicat valoarea, astfel încât au început să fie invitați din ce în ce mai des, peste tot, la întâlniri interregionale, la întâlniri la nivel național, la întâlniri și festivaluri internaționale organizate de Departamentul pentru Relații Interetnice de la București, din subordinea Guvernului României. Și participările sunt numeroase, orașele de putem înșira, sigur că spun și domnul Todașă câte ceva, după care, anul trecut, ne-am gândit, s-au gândit să înnoiască formația și, după lupte grele, am reușit să cooptăm încă un membru de valoare, pe doamna Cristina Stroin-Velnic, aici de față. Nu mai este nevoie să spun și orice numără are, toată lumea știe, și astfel am zis, ca să păstrăm totuși brand-ul de țvai, am zis cum să se numească, atunci iată avem noua trupă aici de față. Țvai la țvai, se aplaudăm! Păstrăm și ceva concret din acești 10 ani sau de această aniversare de astăzi. Am hotărât să le aducem a doua surpriză, respectiv le facem cadou lor și prietenilor aici de față de o plachetă aniversară din partea Forumului Regional. Dar dacă să mă ajuți, microfonul. Începem întâi sigur cu sărbătoriții. Placheta arată cam așa. Domnului președinte, Todașă și șeful formației, cu mare drag din partea Forumului Regional. Domnul profesor Sascău, ne bucurăm să avem dintre noi. Și pentru că aici lucrăm în familie, familia Stoimelnic, poftiți! Vă mulțumim! De-abia așteptăm să vă auzim. De asemenea, pentru colegii de la forumurile celelalte prezente aici, avem un proiect. Un Ritz. Și pentru domnul Max. Am dorit să dăm câte o plachetă și colegilor noștri de la celelalte minorități. Aflați aici de față. Domnul Butnaru. Domnul Niță. Domnul Alop, întotdeauna un prieten de la